parte din programul lui se reflectește și în programul meu, pentru că până la urmă sunt aceleași idei și aceleași scopuri, acela de a face o administrație eficientă. Ne unește până la urmă și opiniile și opoziția care o facem în contra PSD-ului, el de ani de zile, eu mai la început, pentru că noi credem că PSD-ul nu a făcut o administrație locală bună, practic nu a reușit să aducă bunăstarea de care avem nevoie. Și eu și el suntem oameni de afaceri, suntem la modul general, în sensul că avem societăți, așa încât credem că numai o dezvoltare a Craiovei posibilă numai pe această perspectivă, adică făcută de oameni care desfășoară activități liberale. Înainte de a-i da cuvântul, vreau totuși eu să vă transmit câteva gânduri. Primul și mai important gând ar fi acela că vreau să vă felicit. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră, media privată, pentru rolul care îl aveți, mai ales în Craiova, pentru că sunteți singurii, practic, care reușiți să fiți aproape de craioveni, să le transmiteți informații obiective cu privire la această campanie. Și nu fac o astfel de afirmație gratuit, în mod gratuit, ci și nici din oareși care supărare, ci doar pentru un motiv foarte clar, anume că TVR-ul are un comportament total nepotrivit. Acest TVR, Craiova, care este plătit din banii publici, iar dumneavoastră reușiți să faceți aceste emisiuni, să fiți prezenți în această campanie, în ciuda tuturor dificultăților tehnice sau financiare. În schimb, dânsii ar fi trebuit să fie animați de aceleași principii profesionale pe care dumneavoastră dați dovadă. În concret, mi-au interzis participarea la dezbaterile electorale. La aceste dezbateri, eu ca și candidat independent, nu am niciun drept, nu pot să particip, deși inițial am fost de acord. Așa încât am făcut sesizare și la CNA, dar mai ales la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Da? Pentru că, practic, în această modalitate, anume de a nu da posibilitatea să participe la aceste dezbateri, mi s-a încălcat și drepturile de exprimare, dar și de a beneficia de un serviciu public. De exemplu, noastră mass media, din zona privată, faceți un efort și nu, până la urmă, nu transmiteți un serviciu public, ci, repet, faceți o activitate independentă din punct de vedere economic. Așadar, repet, cred că TVR Craiova a greșit în acest caz, greșește că nu transmite în mod obiectiv informații și în lupta pe care dumneavoastră, unii cu alții profesionali, bineînțeles, este clar că mass media privată a reușit să transmită, repet, obiectiv nepărtinitor informații de la toate partidele sau toți candidații, fie ei și independenți. Tot un gând legat de aceste alegeri și modul cum ele se desfășoară este ceea ce aș pune sub semnul sau titulatura nou combat. Adică, de exemplu, mai direct a unei lașități sau a unei lipse de diligență a celorlalți candidați de a veni în fața dumneavoastră, Craiovenilor. Și de ce spun acest lucru? Anume, Pro Democrație, asociația bine cunoscută, a avut un program foarte interesant, Agora, prin care a invitat pe toți candidații să-și prezinte separat fiecare programul și să participe într-o zi anume, era chiar astăzi programată, cu toții, deci la oaltă, într-o dezbatere publică, proiectul. Ce s-a întâmplat? Foarte simplu, toți au refuzat, nu au dat pus invitații, singura persoană care a făcut, a acceptat și a făcut astfel de demers am fost eu, anume m-am prezentat craiovenilor, am fost într-o conferință publică în fața reprezentanților sindicatelor, asociațiilor non-profit, a oricăror persoane care au dorit să participe. Mi se pare anormal și total neavenit ca toți candidații să refuze o astfel de prezență în fața dumneavoastră, a mass media, cu gândul tocmai să arate craiovenilor ce se poate și ce nu se poate, dar într-o întâlnire, așa cum iată, de exemplu, sunt eu cu Orațiu, așa se facă, în mod normal, se face într-o dezbatere publică de către toți. În acest context, repet, eu cred că e o greșeală fundamentală și i-aș invita și primul din pe domnul Genoiu, pentru că persoana dânsului mă interesează cel mai mult, să vină într-o dezbatere publică, să vină într-o emisiune publică, să mergem împreună și să încercăm să le arătăm craiovenilor ce soluții avem, ce știm, ce putem unul și celălalt, ce am făcut sau ce vom face. Cred eu că ține până la urmă, repet, de regulile bunului simț, de regulile unui joc normal democratic, ca toți craiovenii să aibă parte de o astfel de emisiune de dezbatere. În măsura în care dânsul nu va vrea, probabil o să iau câteva camere de la vedere, o să vă invit pe dumneavoastră mass media privată și o să pun 3-4 secunde în fața primului.
să vin la astfel de dezbatere. Este cert că a nu comunica cu craiovenii nu este o soluție. În fine, ultimul, al treilea și ultimul punct pe care vreau să-i dau cuvântul și lui Horați pe aspecte ce țin până la urmă de profesia lui, m-aș lega puțin de poliția locală. În programul meu am făcut referiri la siguranță. Da, avem nevoie de siguranță în Craiova, iar poliția locală este un organism bine structurat în subordinea primarului. Este păcat că nu se reușește această valorizare. Și eu vă spun în felul următor. Cred în rolul poliției locale, cred în revalorificarea, valorificarea corespunzătoare a acestor oameni, mai mult de 300, pentru că atribuțiile pe care le au, fie că vorbim de probleme ce țin de siguranță și care au venit, trebuie să simtă acest lucru zi de zi, fie că e vorba de copii care se află în școli, fie că este vorba de trafic, să simtă siguranță. Pentru că poliția locală, în măsura în care, repet, este valorizată corespunzător, pentru că este și aici o problemă în ce măsură conducerea primăriei de-a lungul timpului a avut o comunicare corectă cu această structură aflată în subordinea directă a primarului. Are atribuții pe circulație, are atribuții pe tot ce ține zona construcțiilor și urbanismul, urbanismului construcțiilor și activităților comerciale. Ce observăm? Că poliția locală este un vector important în comunitatea locală, că este, pentru că este o emblemă. Poate să fie o emblemă, eu cred că este o emblemă, pentru că nu de puține ori prima persoană pe care o întâlnești, poate tu ca străin sau chiar ca și care este un polițist local. Și atunci trebuie să valorizăm corespunzător acest departament, pentru că observăm numeroasele atribuții care, măsura care ar fi corespunzător desfășurate, ar aduce un plus de liniște în oraș, de siguranță, până la urmă de confort. Așadar, vă propun și prin programul meu acest subiect al valorizării corespunzătoare și al unei retribuiri normale și nu al unei, din păcate, așa cum a fost mult timp, o viziune puțin critică la adresa lor, pentru că, repet, este o structură în care primării sunt funcționari și avem nevoie de acești oameni. Pentru că am ajuns și în zona aceasta a construcțiilor urbanismului, pentru că este, repet, o atribuție a poliției locale, vreau să-i dau cuvântul lui Horațiu să-și expună parte din idei, parte care, repet, se regăsesc și la mine și așa cum spuneau la început, ne unesc aceste valori ale liberalismului, ale noi inserite, dar așa, te rog, Horațiu. Mulțumesc foarte mult, dragă prietene, atât pentru invitația făcută astăzi de a participa la această conferință de presă, de a participa împreună la această conferință de presă, dar mai ales mulțumesc pentru discuția avută cu ceva timp în urmă, discuție în care mi-ai cerut acceptul de a prelua parte din ideile exprimate de mine în campania electorală de anul trecut. Pentru că nu e așa, chiar astăzi se împlinește un an de la precedentele alegeri care pentru mine, în calitatea de combatant pe care am avut atunci, au fost, așa cum se știe, un eșec, dar alegerile de anul trecut au fost un eșec chiar și pentru craioveni. Iată că, în intervalul unui an de zile, trebuie să repetăm alegerile, pentru că trebuie, noi așa, să respectăm mofturile unei anumite persoane. Vă întrebați, poate, de ce am ales dintre cei 8 candidați să susțin tocmai pe Lucian Săureanu. Motivele, vă spun sincer, nu sunt foarte multe, iar cel mai greu dintre ele, cel mai important dintre ele, este acela că Lucian Săureanu, dintre toți candidații, îmi pare singurul care are calitățile pentru a fi un primar. Este om de lege, prin profesia sa, este un om care a parcurs competiții electorale, să nu uităm că se găsește în fruntea avocaților din municipiul Craiova. Deci este un om cu coordonate profesionale certe, despre care putem spune că a lăsat-o de la viață. Sigur, mai sunt și alte motive și unul dintre ele mai puțin important, dar vreau să-l amintesc aici, este faptul că domnul Săureanu, așa cum am spus la începutul discuției noastre de astăzi, a găsit unele lucruri interesante în programul pe care eu l-am prezentat craiovenilor
acest program, sfătuindu-ne, am ales câteva elemente care cred că trebuie prezentate astăzi aici. Unul dintre ele este despre educație. Despre educație și învățământ. Cred că nu este o noutate pentru nimeni dacă spunem că Primăria Municipiului Craiova are în subordine, supraveghează activitatea în cele circa 60 de unități de învățământ ale orașului. Și mă refer aici la licee, școli și grădinițe. Nu cred că este o noutate pentru cineva faptul că parte din aceste unități de învățământ nu au avizare în regulă. Fie că este vorba despre clădiri cu risc seismic, așa cum este Colegiul Carol I, fie că este vorba despre școli care nu au dotările sanitare elementare, au grupurile sanitare oculte. Dar între cele două situații pe care le-am descris mai devreme, se mai găsesc, din păcate, și altele. Cum necum, aceste situații trebuie să înceteze și legalitatea trebuie introdusă în funcționarea școlilor. Mai departe, apropo de învățământ, vă mai dau un exemplu. După părerea noastră, a mea și a domnului Săuranu, vor trebui cât mai repede introduse centrale de termice proprii în toate școlile din Craiova. Vreau să știți că programul regiei de furnizare a agentului termic nu coincide cu programul școlilor. Căldura se furnizează seara din oamenii de la serviciu, când școlile sunt goale. Copiii au nevoie de căldură dimineața. Este o măsură elementară care mă bucur să constat că domnul Săuranu a inclus-o în programul său. Nu vreau să mai continui. Educația din Craiova are imperios nevoie, pe de-o parte, de o mână autoritară care să aducă legalitatea în funcționare. Pe de altă parte, și cred că și aici este un lucru care trebuie menționat, are foarte mare nevoie de politizare. Învățământul craiovan este profund politizat. El a devenit, ca și televiziunea română, studioul craiovan, o extensie a partidului, o extensie a PSD-ului. Și este o stare de lucruri care trebuie să înceteze și vă asigur că un candidat independent poate, în mai mare măsură decât oricare altul, să asigure această depolitizare. Vreau să mă ating încă un aspect foarte repede, relativ la, pentru că vorbim despre învățământ, se cade să vorbim și puțin despre cultură, relativ la ce se întâmplă în cultura Craiovei. Craiova este unul dintre puținele orașe mari din țară și, cu siguranță, printre puținele orașe, chiar și din județul Dolj, care nu au o casă de cultură proprie. Avem casă de cultură la Bârca sau la Afumați, dar nu avem o casă de cultură în Craiova. Este un aspect cu atât mai grav, după părerea mea, cu cât Craiova a parcurs o petiție pentru a obține titlul de capitală culturală europeană și nici măcar cu o strategie în acest domeniu nu ne-am ales, ci doar cu bani cheltuiți. În discuțiile pe care le-am avut cu domnul Săuranu, am ajuns amândoi la concluzia că un centru cultural în Craiova este extrem de necesar. Așa cum s-au găsit resurse pentru, și este foarte mare lucru că s-a întâmplat, că s-a întâmplat asta, așa cum s-au găsit resurse pentru un stadion, așa cum s-au găsit cu ani în urmă resurse pentru o sală a sporturilor. Tot așa, trebuie să se găsească și resursele, astfel încât Primăria Municipiului Craiova să aibă un centru cultural în care să fie aduși toți creatorii de cultură din Municipiul Craiova. Nu uitați că avem Uniuni de Creație care își desfășoară activitatea în sedii proprii. Nu uitați că avem artiști care nu au săli de expoziții în care să expună. Numărul de metri pătrați, suprafețele de săli de expoziție din Municipiul Craiova sunt scot în evidență o situație de oraș mai degrabă înapoiată din punct de vedere cultural. Și pentru că, și cu asta am să închei, pentru că domnul Săuranu pomenea ceva mai devreme și despre profesia mea de arhitect. Trebuie să vă spun, să vă readuc aminte de faptul că am
avut în perioada pregătitoare a campaniei electorale de anul trecut o abordare și din acest punct de vedere al municipiului Craiova. Craiova este un oraș cu o tramă stradală foarte dificilă, cu niște trasee urbane foarte dificile și care se găsesc într-o evidentă dezordine. Este rezultatul faptului că de foarte mulți ani de zile, în Craiova nimeni nu s-a îngrijit să avem un plan urbanistic general. Ba mai mult decât atât, planul urbanistic elaborat la nivelul anilor 90 a fost reînnoit de câteva ori, când mult mai simplu ar fi fost, în loc să-l reînnoim, evident, să facem unul bun care să dea posibilitatea orașului să se dezvolte cu continuare. Câteva idei sunt și aici, zic eu, obligatoriu de a fi amintite. Avem o axă nord-sud care a străbat orașul de la gara la parc, o axă est-vest care asigură tranzitul orașului dinspre Turnul Severin către București. În mod normal, intersecția acestor două axe ar fi trebuit să producă un pasaj denivelat. Felul în care primăria municipiului Craiova a rezolvat această intersecție vorbește de la sine. În loc să pună un pasaj denivelat în intersecția acestor două axe, au pus unul mai încoace și unul mai încolo. Două pasaje care, după cum bine observăm cu toții, nu rezolvă problema traficului din oraș. Sigur, putem să spunem, putem să vorbim destul de multe, mai ales despre ce s-a făcut prost. Eu vreau să dau câteva exemple despre ce s-ar putea face bine. În primul rând, există și un inel, o șosea de centură, să-i spunem așa, un inel central, care în clipa de față este incomplet. Inelul acesta pornește, dacă vreți, pe rocada mare, trece prin fața gării, ocorește cartierul Craiovița și închide orașul prin partea de sud, pe rocada mică și pe strada Râului. Totuși, acest inel este incomplet. Parte din acest inel se găsește în zona urbană a orașului, respectiv în, pe calea care traficul greu ajunge să treacă prin fața unor blocuri de locuințe. Ceea ce, după părerea mea, este inadmisibil și va trebui corectat. Un alt aspect care îl scot aici în evidență sunt intersecțiile denivelate între axele majoritare despre care vorbeam mai devreme, est-vest și nord-sud pe de-o parte, și inelul de circulație. Deocamdată avem o singură, un singur pasaj denivelat, este cel de la Electroputere, dar toate celelalte ar trebui să fie avute în vedere de viitorul primar. Eu mă opresc aici. Sunt foarte multe de spus și cred că aș putea vorbi ori în șir despre marile probleme ale Craiovei și soluțiile pe care eu și Lucian le-am gândit și le-am identificat. Prefer însă să mă opresc aici și să vă stăm amândoi la dispoziție dacă considerați că anumite lucruri trebuie să urmite. Păi, mulțumesc, Tuvărașu, pentru susținere. Într-adevăr, cele trei teme ridicate, dezbătute acum, sunt importante, dar aș accentua una dintre ele. Aceea de politizare învățământului și a celorlalte structuri. Este un aspect foarte, un aspect dăunător, foarte delicat, într-adevăr, dăunător, el se petrece zi de zi. Eu am atras atenția inclusiv în ceea ce am mai publicat în ultima vreme, că ușor, ușor, cel la nivelul Craiovei, suntem într-un soi de experiment, PSD-ul devine un partid stat, care reușește să controleze prin regiile proprii, prin companiile din subordinea primăriei, multe, multe aspecte ale vieții orașului. Din păcate, într-un mod greșit. Pentru că trebuie să recunoaștem, administrația publică locală craioveană este la pământ. Proiectele ca atare propuse în ultimii ani nu sunt viabile și nu au fost proiecte. Dimpotrivă, trebuie să restituim bani de pe Uniunea Europeană. Nu vreau să intru în alte detalii și să prelungesc această conferință de presă, dar doar atât atrag atenția asupra mistificării realității. Haideți să facem crezare celor care la un moment dat sub aura aceasta de binefăcători ai noștri propun o serie de proiecte, dar în realitate nu fac decât să spolieze banul public, pentru că PSD-ul asta a reușit și la nivel național și la nivel local, iar Craiova este și zona noastră, practic amândouă sunt într-o zonă, într-un unghi de sărăcie. Așa încât cei care au posibilitatea efectivă să-și dea seama că aceste nereguli se petrec zi de zi lângă
vot. Vă rog, dacă aveți întrebări pentru mine, pentru domnul Horace Buzatu, le așteptăm cu interes. Nu, pentru Horace.